Privește cu atenție cele două imagini și spune cum putem noi, oamenii, să protejăm planeta pe care locuim și care sunt modurile prin care o poluăm. Cum protejăm planeta? Avem prima imagine. Ce observi în prima imagine? Că-i fericită. Da, dar ce are în jurul? Copaci. Deci ca să o protejezi ai nevoie de mulți copaci, da? Da. Și în cealaltă imagine cine arată? Nu are foarte mulți copaci. Și ce faci? Ce se întâmplă cu planeta? O poluează. Și cine o poluează aici? Ce avem aici? Mașini. Deci mașinile poluează în natura. Cine mai poluează natura? Am uitat cum se cheamă. Avion. Aici? Vapoare. Ia uite cine mai poluează natura. Ce sunt ăștia? Copaci. Copaci care sunt tăiați. Aici sunt ceturi. Așa. Sunt niște fabrici mari, uzini mari, care ard substanțe care se transportă în natură, da? Modurile prin care o poluăm. Deci am explicat cum poluăm natura, da? Tu ocrotești planeta Pământ? Tu o poluezi? Deci nu poluăm planeta, da? Hai, spune că nu... Mai tare. Nu poluăm planeta. Poluăm. Nu poluăm planeta. Că nu mergi cu mașina, nici cu barca, da? Așa, colorează imaginea în care reprezintă aptitudinea ta față de planeta Pământ. Planeta pe care locuiești. Care o colorăm? Asta sau asta? Aia, nu? Hai, o colorăm, da? Colorăm copaci, planeta. Ia, ce mai avem? Păi, maro. Floarea pielii. Colorează tu, că eu încerc să-ți dau culorile. Ca să fie numai ușor la colorat. Cred că astea sunt toate. Da, zile, faci tine. Stai așa. Da. Hai, până colorează, Giulia, facem păr în Jesse, da? Știi să colorezi, da? Da. Hai, Jessica. Deci că poate un mod de colorat. Da?
diamant. Bucata asta să și. Care? Bucata asta. Ia, Pajul. Da, și de aici? Păi acolo ia. Pă, ia. Tu ia și colorează. Uite și aici e cu verde, dacă nu mă înșel, și aici e cu verde. Hai, Giule. Uite, glosurile de gunoi este o sursă foarte mare de poluare, care gunoiul noi îl strângem în niște cubele, da? Și în fiecare săptămână se ia gunoiul, se duce la o groapă mare de gunoi. Cei care stau în preajma gropii de gunoi, acolo miroase foarte urât. În loc să facem ceva cu gunoiul, tot mirosul ăla vine în aer. Îmi inspiră tot omul de rând. Hai și albastru pe aici, am unis. Oh, mă țap aici că-mi fac. Și ce mai poate să fie poluată? Apa. Din cauza că sunt fabrici care aruncă substanțe toxice în apă. Și apa aia e foarte poluată. Da? Nu știu cum mai fie. Ai, e gata? Hai și mâinile, tulpina la copaci. Ca să protejăm natura, nu mai trebuie să tăiem copaci, Giulie, în primul rând. În țara noastră stai foarte mulți copaci. Să-ți trimiești și în alte țări. Mâinile, da? Am dat niște alte. Mâinile. Gurița poți să colorezi roșu. Roz mai bine. Da. Roz, uite, e un creion așa. Creion. Creion. Hai, creion. Cu ce literă începe cuvântul creion? C. C. Cu? C. Bravo. Mână. M. Uite, culoarea de la... M. Bravo. Planetă. P. Bun. Copac. C. Bun. Tulpină. Da. Bun. Ochi. U. Cum? U. O, ochi. U.
Haide! A. Bravo! Gene. G. 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 Eu spuneam invers. Sprânceană. P. Sprânceană. Sprânceană. Da. P. S. S. Limbă. L. Bun. Poluare. P. Bebeluș. Bravo, Giulica. P.